Este un anunț foarte important pentru mine, pentru că încheie o etapă din cariera mea profesională. Este vorba de încetarea colaborării cu Consiliul Județean Arad. Eu am încheiat un contract de management în anul 2007 cu Consiliul Județean Arad. Am avut un proiect pe o perioadă de 5 ani. În 2012 am depus un alt proiect pentru alți 5 ani, respectiv decembrie 2016. Anul acesta am încheiat foarte multe proiecte, mi-am atins obiectivele pe care mi le-am propus la început, respectiv să accesăm fonduri europene, să avem școlile de vară, grădința culturală și multe alte probleme administrative pe care mi-am dorit să le rezolv. Eu cred că mi-am atins toate obiectivele pe care mi le-am propus, iată, cu un an mai repede și doresc să închei această colaborare pentru că am alte perspective și alte planuri pe următoarea perioadă. Este legată această decizie de acel audit care s-a făcut în ultima perioadă, pentru că pe bursa zvonurilor Da, circulă da. această veste. După cum am mai spus, auditul acesta este plimbat ca un fel de bau-bau care sperie lumea. Eu vreau să readuc la cunoștința publicului că Centrul Cultural Județean Arad, pe timpul mandatului meu, respectiv 9 ani de zile, a fost controlat de diverse instituții ale statului, ANRMAP, ANAF, Curtea de Conturi, Consiliul Județean Arad și noi întotdeauna am ieșit cu capul sus. Deci acest audit chiar nu mă deranjează deloc, m-a deranjat motivația lui, că actele au fost întocmite superficial, deci nimic concret. Aștept rezultatul auditului și de aceea am și hotărât ca la sfârșitul anului să plec. Dacă nu era auditul, probabil pleca mai devreme, dar am rămas ca să clarificăm și acest subiect, pentru că nu aș vrea ca mandatul meu să se reducă doar la niște zvonuri legate de activitatea Centrului Cultural. Concret, auditul va stabili, ne va da un raport pe care, bineînțeles, îl voi face public odată cu bilanțul mandatului meu. În cadrul conferinței de presă ne-ați anunțat că a mai existat o dorință de dumneavoastră de a părăsi acest scaun de Da, e conducere adevărat. acum vreo 2 ani, dar nu s-a Da. întâmplat. Nu s-a întâmplat. Domnul președinte Ioțcu m-a convins să rămân și să-mi duc mandatul până la final. Aveam foarte multe proiecte și ar fi fost într-adevăr foarte dificil ca pe o perioadă scurtă să se găsească un manager să continue viziunea pe care am avut-o în cadrul strategiei culturale. Iată, de anul acesta o altă strategie, o altă abordare și de ce nu o altă persoană care să ia lucrurile probabil de la, nu chiar de la zero, de la 5, de la 6 și să le ducă până unde va putea.